piesa Lazy Song, Bruno Mars, așa cu o piesă mai de o zi de luni. Am ajuns la 15:23 de minute în studio. Cătălin Striblea, pregătim rațiunea zilei. Cătăline, bine ai venit! Salutare, bine v-am găsit! Ce faci? Cum ești? Ca într-o zi de luni, așa. Da? Un pic te reculegi, te readuni. Să mă reculeg, Doamne, frește, nu, sper să n-am motive de așa ceva. Te recompui după weekend. Da, mă reașez, da, vorba ta după weekendul ăsta, în care m-a plouat indiferent de locul unde m-am dus în țara asta. Da, am fost aseară la stadion, știi că acolo nu plouă. Și aproape se vede așa destul de greu că plouă și pe tremur, mă rog, îți dai seama la un dacă plouă. Bine, dar... la ce imagine am văzut de pe Arena Națională te contrazic, adică... Nu, pe unde stăteam noi? Înainte de meci. Când era piscină. N-a plouat așa tare aseară. Că ducea austriete așa. Da. Aia da. Și fii atent, deci eram cu Radu Paraschivescu, cu scriitorul Radu Paraschivescu și acolo la îmbinările de la arenă. Așa. Deci exact unde stătea Radu era sub o îmbinare din asta care era proastă. Și cum să vă zic, curgea așa ca dintr-un tavan găurit câte un pic. La picătura pic, chinezească exact. Pe Radu. Și pentru că s-a mutat, că aveai locuri să te muți, că știi că eram puși la 3 scaune distanță, nu știu ce, să mă dau încolo și venea picătura aia după el. Până când s-a pus în spatele meu și a început să pice pe mine. O, fi un semn, dar nu știu ce fel de semn. Ce sper să fie un semn de bogăție și prosperitate. Da, Doamne ajută, și... da. Da. Frumos pe stadion, după o perioadă atât de lungă, reîntoarcerea asta, chiar și cu 15.000 de spectatori, nu cred că au fost mai mulți. Nu cred că au fost mai mulți. De genul ăsta, maxim 15.000. Da, o treime, dar nici nu știu dacă au fost toți. Da, a fost frumos. Dar mă și organizarea bucur, impecabilă. Asta vreau să spun, mă bucur că meciul s-a desfășurat în condiții bune, mai ales cu, ți-am spus, imaginile pe care le văzusem în preziua partidei, când la antrenamentul austriecilor era piscină pe stadion. S-a dus foarte repede. Da. Începe rațiunea zilei. Da. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Ne-am adunat din alte motive, nu de meci. În după amiaza asta este așteptat un vot în Senat privind legea pentru protecția copilului. Asta are un titlu mai amplu, dar l-am scurtat eu aici din rațiuni de timp. Asta e o lege care, printre altele, se referă și la orele de educație sexuală. A fost trimisă înapoi de președintele Iohannis și cu această cerere de modificare să se cheme înapoi de educație sexuală, nu de educație sanitară, cum votase întâi Parlamentul, și doi la mână să se poată face fără acordul părinților, știi? Pentru că în lege este trecut un articol, spune, domnule, la orele astea de educație sanitară, sexuală, se merge doar dacă ai o hârtie de la părinți. Și, președintele a trimis înapoi, nu s-au înțeles la discuțiile din comisie, doar USR susține acest punct de vedere și PNL, PSD și restul partidelor, de fapt, s-au opus. Din diverse rațiuni pe care nu prea le comunică public, am înțeles că le comunică așa, în privat, povestea senatorul Ștefan Pălărie de la USR, că, mă rog, colegii lui de comisie de la alte partide s-au scuzat, dar au zis că e mai bine din punct de vedere politic. Adică, chiar dacă înțeleg necesitatea și argumentele aduse în discuție, avorturi timpurii, cele mai multe mame tinere sau minore din întreaga Europa, începerea vieții sexuale la sub vârsta de 15 ani în medie, boli sexuale, boli cu transmitere sexuală la 25% din tineri, au zis, domnule, înțelegem argumentele, dar politic nu e bine să voteze așa. Deloc, adică sunt împotriva complet a orelor acestor educație sexuală sau au o problemă doar cu numele, vor sanitară în loc de sexuală? Așa, vor sanitară în loc de sexuală și vor să fie cu acordul părinților. Cu acordul părinților. Astăzi, Dan Barna, președintele USR, a avut o intervenție după ședința coaliției, o intervenție destul de dură din punctul ăsta de vedere. Dan Barna, din înțelegerea mea, are și a făcut așa un obiectiv, adică este una dintre prioritățile sale să facă o lege așa cum își dorește USR-ul din acest punct de vedere și zice așa, în loc să avem un mecanism prin acei părinți care, din considerente religioase sau oricare alte considerente, își retrag copiii de la ora respectivă și este într-adevăr dreptul lor, avem o lege care spune că la oră participă doar acei copii cu cei mai responsabili părinți. Ori, în felul ăsta, obligăm în continuare generații de tineri și tinere să facă lecția de educație sexuală în spatele școlii sau în toaletă.
ceea ce în mare măsură este adevărat, sau pe internet, adică ce să mai zicem, pentru că acolo se desfășoară multe ore de educație sexuală. Acum, când ai pus un telefon în mâna copilului, în mod clar i-ai dat acces și la așa ceva, chiar dacă, să zic, șurubăiești în el și în setări să nu intre pe anumite site-uri, vă asigur că se poate orice. Și pe rețele de socializare circulă diverse filme și pe WhatsApp și pe asta. Asta ar trebui pregătit puțin înainte de a-i da telefonul ăsta. Și da. Tocmai aici intervine utilitatea. Exact, și îți explică ce s-ar putea întâmpla dacă începi să faci anumite lucruri, nu cum să le faci, că ideea e nu să-ți vină nimeni la ore. Și poate și asta ar merita o explicație. Mă rog, nu avem un acord politic. Nu avem un acord politic, dar știu că râzi, dar am să-ți aduc într-o zi, uite, vineri, când facem deșteptarea României, l-am invitat chiar pe senatorul USR Ștefan Pălărie și o să vorbească cu oamenii despre chestia asta. Am să-ți aduc textul publicat de o doamnă doctor ginecolog, da? Cred că pe blogul lui Mihai Vasilescu este. Am să-ți aduc să vezi ce spune despre adulți din România, deci despre femei adulte. Primele 10 minute râzi și zici, bă, nu, da, ha, nu să, nu există așa ceva. Știi? Adică cele mai simple întâmplări la care nici cu gândul nu gândești, cu cele mai halucinante răspunsuri. Destul de trecut prin chestiile astea încât te cred. Și, adică, știi? Nu trebuie să-mi explici prea mult. Exact. Acum o să avem și eu vârstă. Da. Băi, să știi că sunt oameni de vârsta noastră care nu prea nimeresc. Avem și experiență acum. Da. M-a trimis la școală. Am zis că râzi, dar pentru multe... Să vezi ce spune doamna doctor acolo. Da, sunt și convins. Cum? Da. Rămân însărcinată? Dacă nu știu ce. Da. Știu. Bun, acum, dincolo de chestiunea asta, nu avem un acord politic, legea nu se va modifica, va rămâne exact așa cum a fost în prima versiune. Mai adaug o notiță aici, dacă îmi permiți. Sigur. Că mă lungesc. Din punct de vedere politic, mai e o dezbatere între partidele astea două, pe cu totul altă temă, unde iarăși nu avem un acord politic și aici sunt foarte curios să ne mai aruncăm o privire săptămânile viitoare. Probabil că ați auzit cu toții că există un proiect de lege susținut de PNL care propune, și aici arătesc că propune trecerea în proprietatea Camerei de Comerț a terenurilor de la Romexpo, ca aceasta să poată participa într-o asociere privată, ca la Romexpo un investitor de mall-uri și de alte apartamente și de astea să facă o chestiune imobiliară spectaculoasă. Proiect care arată foarte bine așa pe desen, numai că foarte multă lume și în special cei de la USR se întreabă, da, de ce dăm noi unui investitor privat un spațiu care face 500 de milioane de euro ca să construiască acolo? Și PNL spune că, dom'le, impulsionează economia. Știu că cei de la Camera de Comerț erau implicați și aveau tot felul de proiecte în acea zonă, însă... E cumva ea lor terenul, dar eu numai am folosință. Eu n-aș dezlega. De ce pomenesc de lucrurile astea două, aceste două legi asupra cărora au neînțelegeri? Eu nu le-aș dezlega pentru că așa se procedează în politică. Dacă vrei să câștigi pe de-o parte, trebuie să faci concesii pe partea aialaltă. Și acum, când ambele partide nu se înțeleg asupra acestor două legi, care vin cam în același timp, sunt curios care va ceda pentru care. Adică, ori pleacă terenul la Romexpo, ori să apucă România de educație sexuală. Ah, crezi că vă pune în balanță, da? Eu știu că, cum să zic, știu că pare absurd ce zic, dar când se face politică, să cântăresc atât de multe lucruri, hai să vedem ce și cum să facem. Urmărim ambele subiecte. Cătălin, îți mulțumim foarte mult. Mâine te așteptăm din nou la România în direct, 13 și un sfert. O zi bună, mai departe, pe drum cu prioritate. Access anywhere. Apasă play oriunde vrei. Are you taking anywhere? Ready to go. Descarcă aplicația și ascultă Europa FM.